Where you don't wanna come hang when your man didn't trip. You say you're short this much and you're late on your rent. He took your car, what you mean, homeless? Yeah, yeah, whoa. See, look, mama, out of control, and I'm just saying. The way that you're walking, the way that you're talking, you're the one I wanna spend this night with, trying to get in him. Till the morning, I can already tell you want it, cause you're short. Da. Da, Romana, bine. În mod normal vreau să-ți pregătesc intrarea asta. Și că în mod normal vreau să-ți pregătesc intrarea asta. Că o meriți. Venga, să-i rage, meri, și rage! Da, asta era, desen, era generic la desene animate. Păi de desene, că am colecție de desene, ce tare. Da, se rămâna, bine ai venit. Bună seara. O să pună Silviu o fotografie cu Ana în câteva minute pe Facebook și dacă strânge 20.000, o luăm azi, nu, 30.000 o luăm direct asistentă. O luăm fără să vrea, o luăm cu japa, asistentă. La 40.000, gata, oprim castingul. Nu trebuie decât 40.000 pentru ea. Dacă vii asistentă, strage și scaunul la locul lui Bordea acolo. Lângă? Da, dar scaunul roșu, cu fața lui. Zice lumea, ia stai așa. Ia stai așa mai inițial, mai așa. Când întreabă lumea, Oana n-are sutien? E, nu. E bine, n-are. Scoateți burtiera repede. Așa. Așa, mai nene. Să vă văd eu cum să fac eu cadrele. Eu ce bine se vede aici, vede din profil asta. Perfect. Da. Semn că îi merge bine. Arăți cu teștul încolo. 1272 și like-uri pe Facebook. Stați, domne, cum se stă? Stați puțin. Se stă, în primul rând... Asistenta are o anumită asta. Da, nu, aici stătea... Bahmuțeancă. Adriana Bahmuțeancă. Nu, stai mă, stai mă cu ea. Uite, uite așa. Stai. Acolo? Mamă, dacă rup masa... Chiar dacă nu stai comod, nu-i nimic. Vezi că e pe inventar. Imaginea contează. Aia e, da. Stați mă, bă, stați mă, nu mă privați de asta. Bă, mai dă o dată. Da, mă, să punem pe Facebook asta, te rog eu frumos. Hai să punem pe Facebook. Dă-te dragă mai încolo. Facem shooting în direct. Dacă apar și eu în poză, s-au zis, s-a zis. El trei la sân. Băi, bă, tu ai, ai curea cu cheie? Da, ha? Să nu mă pierd. Da. Hai că nu poți să o cu buzele. Gata, drag, așează-te. A, erai așezată. Deci, mersi. Deci, pot să-mi pui și fustă scurtă. Și pot când mă plec, așa să mă plec. Așa. Și faci și striptease? Adică tot spre el. Facă să facă poze, nu da. Faci și striptease? Da. Doar da. La comenzi la 50 de mii de like. Doar la comenzi speciale și la petreceri cu peste 100 de la botezuri, la mormântări. La nu moț. Știam ce mă înțeapă, dragă. Ia uite, mă. Și bă, Bordeaș, luase Nokia banană. Luase Nokia banană, o băgase în buzunar când a făcut Andreea Podrescu. Era Nokia lătrască. Striptease-ul pentru el, da. A lipsit Oana mult timp din momentul acela în care... Mă rog, s-a prezentat în fața noastră destul de... Pe targă s-a prezentat. Răbășită, da, și pierdută. O absență care, iată, a fost benefică. Da. Ești bine. Să vă fie dor de tine, să vă facă simțire. Să ne fie dor de tine, ești veselă, tonică, nu mai ai gânduri... Sunt apă tonică. Ești apă tonică, nu mai ai gânduri sinucigașe. Ai primit vestea, așa cum vă arătam și în materialul de dinainte. Nu că aș fi eu vreun familiarizat cu Facebook-ul, dar prelua presa... Stai cu minte că mi-ai dat mesaj și mi-ai zis care vestea. Și zic, să moară Franța, zic, capi și principesa, că noi așa ne spunem. Zic, principesa, ne-am dat naibii, zic, tu urmărești Facebook-ul. Ei, nu, am citit în ziare, prăția. Da, da, și mi-a răspuns principesa. Nu, principesa, că nu mă pricep. Ultima oară când am căutat ceva pe Facebook, m-am corentat. Da, mă rog, da, eu mă pricep, dar mă fac și eu. Deci cred că da, deci așteptam capi era zic, cel bă, mai fi rămas gravidă, mâncat, arată. Deci că toată lumea asta a spus. Păi da. Felicitări să fie într-un ceas bun. Nu? Deci nu era. Nu a rămas gravidă, e mai mișto, am câștigat la lotul. Auzi, ci că ultimul iubit al lui Onuca... A fost mâncat! A fost devorat de gelozie. Nu, ultimul iubit când s-a despărțit de Onuca, i-a dat un trandafir și i-a spus că el va reveni înapoi în iatacul ei în momentul în care se va oferi trandafirul. Și i-a început să plângă. Și prietenul a întrebat-o, dar de ce e supărată? Că înseamnă că nu va dura mult, că trandafirul să usucă într-o zi, două. Și a început să plângă și a spus că e de plastic trandafirul. Trebuie să fii atent.
Nu te rog să zic una. Dacă doi bărbați fac dragoste cu o nucă în același timp, ei nu se văd. Da, mă rog. Mai ce răi suntem. Acum vreau să suspendăm bancurile cu unul cât era Oana, pentru că o să zic că... Să le agățăm în cântar. Ne-am adunat aici, carierul. Șoc și groază. Dacă vreți șoc și groază, vă duceți cu Onuca, vă place. E șoc și groază. Am văzut, dar Onuca e un personaj imaginat. Onuca Pateuț, eu i-am zis. Onuca Pateuț. Eu am zis că ea doar gustă. Care Pateuț? Care Pateuț? Am vrut să fiu delicat. Pateoi! E de-a lui Becali, e Pateoi! Gata, mă, haide, mă. Zice, mișto, că ea nu e supărată. Ea, nu, zice, eu, mă, păi asta ea spune că e ok în pielea ei, adică nu-i da, problemă. Încape, ceea ce e drept că încape. Și adică... nu se supără nici pe noi că facem. Nu, dar Onuca nu există, este un e un personaj, dar nu e. Onuca era pe când nu s-a văzut, dar azi o vedem și nu e. Azi o vedem și chiar e. Tu ai văzut un prom așa la o emisiune când zice, uitați-vă la mine, că eu o să vin și Nina, vin cum să te pierde. Adevărul. Zici că e ăla Bălan care era, stați aproape, nu știu. Și zice, da, mă uit, dacă vreau mi-s că nu mă mănânci, mă uit. Da, nu mă mănânci, da. Da, corect. Hai, mă, să nu mai